Salutare, Echino, și bine m-am găsit la un nou episod. Eu mai am puțin și mor aici. Trec prin niște răceluri extraordinaruri de rele. Tocmai acum mă vindec, bineînțeles. Sunt la mine în mașină, pentru că, bineînțeles, sunt, v-am zis, în mutări de vreo 3 luni aproape și n-am unde să filmez, nu mai am unde să filmez. Adică nu vreau să mai schimb și asta și gen... Am mai filmat în mașină farse fără să auzim la telefon sau ceva de genul, dar nu știu ce nume să-i dau, așa că v-aș ruga pe voi în comentarii să-mi dați un nume la această serie, pentru că eu n-am idee. Deci știți și voi regulile înainte de a începe acest episod. V-aș ruga foarte mult să apăsați aici pe butonul de like. Dați acum like, abonați-vă la canalul meu de YouTube și hai să-i dăm bătaie. O serie, frate, pentru oamenii plictisiți exact ca mine, care n-au ce să facă cu timpul lor liber, exact ca mine. Acești câini care se află în jurul meu probabil așteaptă să termin. L-ați văzut, l-ați văzut pe hoță? Probabil așteaptă să termin să filmez, sunt niște hateri de-ai mei și vor să mă mănânce, dar nu-i băgăm în seamă. Și fraților, trecem la... L-ați văzut și pe la, nu? Da? Las că... Mi-au bătaie după de la câinii ăștia de mă omoară. Ca să fim sinceri de acum, în această serie o să fiu natural, o să zic părerile mele sincere și proprii. Nu o să fie gen un episod la care să ziceți că bă, asta o să zică doar chestii bune. Nu, o să fie un episod destul de sincer, o serie destul de sinceră despre filmele pe care le-am văzut, pentru că nu vreau să vă induc în eroare, să vă bag filme nașpa pe gât, să vă duceți la ele și să dați banii degeaba. Nu, este un film la care, sincer, fraților, nu regret că am fost și nu o să regret niciodată, pentru că se află pe în top 5. Pot chiar să-l plasez pe locul 1, să-l clasez sau să-l plasez. Pot chiar să-l pun pe locul 1. Cele mai bune filme pe care le-am văzut în 2019, pentru că, sincer, o să vă zic și de ce. De ce zic eu că e pe locul 1 cele mai bune filme văzute de mine anul acesta? Eu la filme când mă duc, am un talent, hai să zicem o super putere, pentru că, până la urmă, filmul este despre supereroi cu puteri. O super putere de-a mea, fraților, la filme este să îmi dau seama ce se întâmplă în ele când dau chestii cu suspans. Gen, să zicem că urmează să sunt unii în mașină, da? Și se aude o melodie de aia tân-tân-tân-tân-tân, și trebuie să se întâmple ceva. Ei bine, eu îmi dau seama ce se întâmplă. Cred că mulți dintre voi aveți chestia asta în care vă dați seama ce se întâmplă în film. Filmul ăsta cred că este singurul film pe care l-am văzut în viața mea în care s-au întâmplat chestii la care sincer nu mă așteptam. Chestii care vin peste tine random, care te fac să... Nu știu, nu te aștepți la ceea ce se întâmplă în acest film. Și asta mi se pare... Deci ăsta este primul lucru care pe mine m-a câștigat la film și pot să-l plasez pe locul 1. Chestia că sunt chestii în film care nu te aștept să se fi întâmplat. Ah, și încă o chestie care te face să-l plasezi pe locul 1, frate, n-am văzut în niciun film și o privesc foarte multe filme pentru că am foarte mult timp liber, extrem de multe filme, n-am văzut, frate, să... nu știu cum să vă zic, originalitate. Efectiv, sunt anumite chestii pe care nu le-am văzut în niciun film, nici în viața de zi cu zi, și au fost puse în film. Chestii din care poți chiar tu să te inspiri, glume wow, umor wow. I don't know your name, sir. Shazam. Wait, for real? Say, okay. Deci chestii la care eu vă zic sincer, nu o să vă așteptați. Ba chiar vreau să-mi dați o părere sinceră după ce vă duceți la film, după ce vedeți clipul ăsta, să-mi lăsați un comentariu cu cum vi s-a părut vouă filmul, pentru că pentru mine, v-am zis, este clasa pe locul 1. 2. Originalitatea în umor, în glume și... You have bullet immunity. I'm bulletproof. You're dead. Bă, efectiv, ca să înțelegeți mai pe scurt, noi la film, deci eu am fost cu iubita mea, lângă mine mai era un băiat care a venit singur, cupluri, full de cupluri. Măi, frate, nu era om care să nu râdă, ba chiar o fată care stătea mai în spate, gen la rândul 5, să zic, în spate. Băi, a fost un moment în film în care săraca de ea n-a mai putut să se abă. Nu că să te abții, că n-aveai cum să te abții să nu râzi. Băi, criză de râs, făcea... Băi, nu mai puteai! Și nu exagerez absolut deloc, n-am nici un pic de motiv să exagerez. O să vedeți că sunt aceleași reacții ale persoanelor din sală la film. Este un film foarte, foarte bun și v-am zis, glume foarte bune. Deci, până acum avem două chestii, da? Trecem trei la actori. Nu-i cunoșteam, sincer, ba da.
apar niște actori, dar nu chiar de la început, care sunt cunoscuți, au jucat prin seriale destul de cunoscute și prin filme destul de cunoscute, care, din nou, nu te aștepți la ei să apară într-un film de genul, însă nu știu pe actorul principal, eu nu știu pe actorul principal și supereroul, însă și fața supereroului mi se pare, actorului mi se pare foarte cunoscută. În schimb, hai să vorbim despre actorii mici, adică copiii care au jucat în film. De obicei știți că mi se pare foarte mișto cum joacă unii copii în filme. Modul lor de a juca la, să zicem, 7 ani sau 8 ani, sunt capabili să joace într-un horror sau o comedie sau ceva cu supereroi. Deci o fetiță negresă în film care o iubesc, frate. Deci fetița aia mică, nu știu câți ani are în realitate, cred că are 7 ani sau 6 ani sau, hai zicem, 8 ani maxim. Băi, mori de râs cu ea. Foarte multe faze amuzante. 7 copii la care nu te aștept să facă ceea ce fac ei în film. Deci, am zis, actorii genial. Trecem la 4. Efectele din clip. Știți că în filmele cu supereroi sunt... Ei bine, frate, în filmul ăsta nu e chiar așa. Bine, sunt într-adevăr supereroul zboară, dar nu e la modul: hei, sunt un supererou, ha, ha. Nu, frate, e în cel mai comic mod posibil eroul ăla. E un copil. Hai să vă explic partea. Hai să vă explic într-un fel filmul. Deci, copilul ăsta, care este personajul principal, bineînțeles, care aparent este chemat într-un bârlog unde se afla Shazam, bătrân, fiind voia să-i dea puterile lui și magia cuiva, pentru că altfel ieșeau niște monștri. Nu vreau să vă dau foarte multe detalii, pentru că vreau să priviți filmul. Și se luptau, trebuia să găsească neapărat pe cineva căruia să-i dea magia. Ei bine, îl găsește pe copilul ăsta, nici nu-i mai zice: băi, uite, tu ești ăla, nu știu ce, i-a dat direct magia, ăsta comic, te pici pe tine de râs la ce reacție o să aibă el când vede chestia aia. Devine el Shazam. Deci, de acolo, frate, începe umorul. Deci, el fiind copil, se trezește un supererou, neștiind ce se întâmplă cu el, are anumite... Vă dați seama, ca să înțelegeți toată treaba, imaginați-vă pe voi în viața de zi cu zi că vă treziți dintr-o dată într-o peșteră de asta mare, unul care vă face supererou și habar n-aveți ce se întâmplă. Dar, wow, merită să-l vedeți chiar 100%. Shazam era un fel de... ăsta, puteri gen prin electricitate, fulgere, chestii de ce... E un erou care, serialul meu preferat e supereroi. Îmi pare rău să o zic, dar l-am trecut Shazam. Merită văzut. Este un film de notă, dacă ar fi să-i dau așa o notă la final, putea să-i dau un 10 din 10, da. Da, chiar aș putea să-i dau un 10 din 10. Calculez tot ce s-a întâmplat în film. Fraților, și fiind primul episod din seria asta, v-aș ruga pe voi să-mi lăsați în comentarii idei cu ce vreți să vă explic eu din filme pe viitor. Adică să-mi ziceți: bă, explică-ne cum a fost, nu știu, cum am zis acum, actorii. Explică-ne ideile alea. Gen, să am despre ce să discut despre film. Acum v-am zis doar de la mine tot ce s-a întâmplat. A fost un film wow. Deci toți oamenii din sală râdeau maxim. Un film foarte bun la care merită să te duci. Și fraților, dacă ați privit filmul, nu uitați în comentarii să lăsați chestii pe care probabil eu le-am uitat să le spun, idei mai importante. Sau dacă vreți să vă duceți, lăsați tot așa comentariu și spuneți cum a fost filmul. Eu cred că aici o să închei acest episod, fraților. Sper că v-a plăcut, sper că vă place seria. Și următorul clip pe care o să-l fac, cred că o să fie cu un serial. Nu, o să fie cu un film pe care l-am văzut acum 2 săptămâni. Ăsta l-am văzut ieri Shazam și a fost foarte bun. Și o să mai fac un film pe care l-am văzut acum 2 săptămâni. Și săptămâna viitoare s-ar putea să mai fac despre un film la care o să mă duc. Deci seria asta o să fie mai lungă. Vreau să știți că sunt... E prima dată când fac review-uri la filme, sunt varză, deci după cum ați văzut. Nu uitați, dacă v-a plăcut, lăsați acolo un like. Lăsați în comentarii din nou ce v-a deranjat în acest clip, ce vreți să nu mai vorbesc, despre ce vreți să vorbesc în următoarele clipuri. Eu v-am pupat. N-aș mai pleca, că uite, acum e o lumină extraordinar de bună și fix acum trebuie să plec, pentru că acum am închis clipul. Aș închide clipul să mai fac unul la fel. Bă, chiar asta o să fac. Salutare, Kino, și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Jaime și astăzi o să discutăm despre...